Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră cu The Cooling. Un joc interesant pe care aș vrea să-l joc mai des, dar din păcate nu prea are cine știe ce jucători. Așa că, na, nu prea am ocazia să-l joc tot timpul. Și mă gândesc că poate ar fi o idee interesantă să explorăm pe aici. Cred că suntem la marginea hărții. Meh, asta nu-mi place. Nu e panică? Văd o clădire aici și o să fug direct la ea. Și cine știe, poate găsesc chestii interesante. Știu eu, arme și nebunii de genul. Vedem acum. Păstea nu pot să le deschid. Ok. Și hai totuși să-mi păstrez oarecum energia. Bun. Nu-i nimic aici. Perfect. Asta-i tare. Și asta-i tare. Chestia asta nu știu ce e, dar sincer nici că mă interesează atât de mult. E ceva man tracker. Bănesc că pot să văd unde se află ceilalți jucători, dar e util? Nu cred. Absolut deloc nu cred că e util. În schimb, aici ar trebui să fie ceva interesant. Nu cred, asta e tare. Ia uitați. Pare a fi o armă periculoasă. Pare, acum nu garantez că e chiar periculoasă, dar... Cui pasă? A, da. Ia să reciclez eu cuțitul ăsta. Parcă era o chestie de aia de reciclat pe aici. Mamă, dar am căzut, nu glumă, de la înălțime mare. Da, măcar n-am pierdut vieți. Bun. Hai să vedem. Perfect. Și hai acum să mă mai uit. Nu par să fie foarte multe lucruri pe aici. Oricum vreau să-mi recuperez ce aveam eu pe aici până undeva. O cracă. N-am nevoie de cracă. Aici sus nu e nimic. Încerc să mă uit și pe lângă clădire. Să nu cumva să fie vreun jucător în zonă. Deși nu cred că e nimeni. Oh, someone is down. Someone is definitely down. DTF. Down to bunk. The murder weapon and axe. Ok. A murit aparent deja cineva. Măcar știu că nu sunt chiar cel mai fraier. Măcar atâta. Hei, ia uitați aici. Bun, ăsta-i tabelul de scor. Nimic extraordinar. Pot să dau un ăsta? Nu. Ok, bine de știut. Nu știu de ce, dar am impresia că la un moment dat, dacă generai oarecum, cum să spun eu, resurse, puteai să le transformi în bănuți. Habar nu am. Nu o să mă duc acolo. Și o să mă duc în partea asta altă. Ia uitați. Un cap de om. Bun și oficial, cred că am suficienți bănuți. Sau în fine, o să mai găsesc eu un mod de a face bănuți. Să deschid o cutie de aia albastră. Cine știe, poate găsesc ceva interesant. Poate chiar am o șansă. Oricum, vedem imediat. Aici nu nimic. Și știu că era un soi de... Cum să vă spun eu? Lol, am primit bănuți. Ok, bun. Hai să deschidem aici. O bâtă. Asta e tare. Eu să fac asta. Și să iau asta. Perfect. Eventual să plec la plimbare, nu? Ar fi o idee bună. Am bâta asta, care e interesantă, și mai am și drăcia asta, care, la fel, e destul de interesantă. Dar important este cum ajung eu sus.
Nu cred că e atât de ușor să ajung pe aici sus, nu? Nu cred. Sau poate că e. Ia să mă mai odihnesc puțin. Nu de alta, dar altfel o să obosesc. Și în caz în care mă întâlnesc cu un player, ce mă fac? E cineva pe acolo? Nu, nu e. Bun. Să vedem unde e intrarea. Băi, ești nebun, nu găsesc intrarea? Ba da. Era chiar pe aici. Ce e ăsta? Habar n-am. May I have your attention, please? It's time to play Grab My Package. An airdrop is inbound with something you might like. Feel free to share the contents with other contestants. Get out there and grab my package. Grab my package. Good luck. Ia să reciclez drăcea asta, n-am nevoie de ea. Bun, și să-mi recuperez băta. Uitați, și o mână. Chestii utile. An enemy was just beaten to death. You people are savages. Băi, cred că o să sabotez rahatul ăsta și o să fug pe pod. Perfect. Absolut genial. Aha. Cred că acolo e ceva relativ mișto. Sau, în fine, cred că acolo e care package-ul, actually. Dar pe mine nu mă interesează atât de tare unde e care package-ul, cât mă interesează să explorez și să găsesc, știu eu, chestii mai făinuțe. Uitați, un craniu aici, în fine, un cap, nu neapărat craniu. Hai să mai vedem. Mai găsesc eu chestii? Garantat trebuie să fie lucruri pe aici. Nu știu cât de multe, dar trebuie să fie. Uitați, niște oase. Interesant. That's another death. Wow, somebody's dead. The final blow was delivered. Wow, dar joacă ceva oameni pe serverul ăsta. Și cineva a fost aici. I believe it was due to prolonged inhalation of poisonous gas. Ok. Am dat un kill. Asta e tare. Deci probabil cineva s-a dus până gazul ăla pe care l-am declanșat eu. Am sabotat drăcea aia și a eliminat gaz și a omorât pe cineva. Șmecher, cine ar fi crezut? Oh, fuck. Hai să deschid căcatul ăsta. Aha. Bun, hai să-mi regenerez viețile. Bun. Pe... Oh, shit, nu de nou. Futu-s fanina, măti. Bă, dar nu le văd pe astea. Cum dracu fac? Cred că sunt blocat. Bă, dar nu le văd deloc. Știți ce? Ia hai să nu mai pierd eu timpul pe aici. Așa, perfect. Și să-mi văd de ale mele. Nu de alta, dar zona asta e cam periculoasă. Și probabil cineva a pus mai multe capcane și eu am găsit doar foarte puține. Deci o să mă întorc aici, unde știu că sunt doar eu. Plus de asta, dar cred că mai am niște bănuți de ea și pot să mai deschid o cutie albastră. Și s-ar putea să fie util. Nu? Eu așa zic. Oricum a fost foarte tare că am dat un kill fără să fac absolut nimic. Pur și simplu am sabotat o drăcie de aia de gaz și aia a fost.
Bun. Mă mai uit și eu pe aici să văd cum mai stă treaba. Bun, și hai să deschid asta. Super tare. Absolut genial. Perfect, am un arc cu săgeți. În fine, mai degrabă o arbaletă sau arc cu săgeți. Habar n-am. Complicat. Hei, ia uitați ce am mai găsit aici. Bănuți. Sub formă de, știu eu, butoi. Whatever. Tot bănuți sunt. O să încerc să păstrez arbaleta. Nu vreau să o folosesc ca nebunul. Vreau să o păstrez și cine știe, poate o să fac șmecherii. Three crate Monty. We just added three crates to the center arena. Only one crate has an item in it. The other two are full of imagination. In this case, imagination is explosives. Choose carefully and bring a med pack. That's three crate Monty. Good luck. Ok, nu o să mă duc în centru pentru asta. Dar în schimb, o să fiu atent pe aici. Poate cine știe să vină cineva în centru. And it's curtains for that contestant. They were murdered with a crafted bow. Ok, avem un arcaș. Nu-i bine. Eu să sabotez chestia asta. Hai să o sabotăm. Să se fug. Îmi place să sabotez lucruri. Fac aici răutăți. Și nu știe, poate mai omor pe cineva. Doar așa, sabotând lucruri. Habar nu am. Poate am noroc. Sau poate că nu. Orice ar fi, eu îmi văd de ale mele. Și cred că explodă cineva în centrul arenei. Yep, asta cred că s-a întâmplat. Să mai vedem pe aici. Un alt cap. Aici ce să mai fie oare? Încerc să rămân așa mai sus. Să nu fiu super ușor vizibil. Ce bine să nu ajungi foarte rapid la mine. Că dacă nu ajungi rapid la mine, înseamnă că am timp să trag cu arcul cu săgeți. Care nu știu exact cât durează. S-ar putea să dureze destul de mult. Așa că cel mai bine e să fiu atent. Bun. Ok. Axe kill. Enemy down. Ce face drăcea asta? N-am nici cea mai facă idee. Ok. Continuăm. Și uitați ce am găsit eu aici. Zona asta tinde să-mi placă. Și o să vă explic și de ce. Este o clădire relativ înaltă, care a fost deja vizitată de un jucător și care s-ar putea să ascundă chestii făinuțe. Un cap de om. Ok. Oare găsesc ceva interesant? Un bandaj, dar nu am spațiu în inventar. Asta nu-i bine. Sus aici. Ok. Mă administrez drăcia aia și iau butonul înapoi. Încerc să administrez absolut tot ce găsesc. Că cred că mai greu găsești chestii, știu eu, super, super bune. Ia să vedem aici. Uuu.
Ciocanul ăsta dă atacuri ceva mai rapide. Deci să zicem că e util. Cât de cât. În schimb, sunt foarte curios dacă o să mai găsesc eu chestii faine. Orice ar fi, poate ar trebui să mă urc aici și să sar până aici. Am găsit o piatră de care n-am nevoie. Hai să-mi iau bănuții și să merg mai departe. Dar întrebarea este, unde mai găsesc eu chestia de aia care îmi permite să o deschid? Nici nu știu cum se numește, un crate, cred că e. Ah, exact de ce vorbeam. Ia uitați-l aici. Poate găsesc ceva fain. O grenadă. Ok, iau grenada. Și sabotez asta. Și acum cred că pot să fug în siguranță. Sau, în fine, asta sper. Centrul arenei e acolo, deci o să ocolesc puțin. Dar o să ajung. Câți oameni mai sunt în viață? Nu prea văd. Sunt ceva oameni în viață. Și interesant că am dat un kill, vă spun de nou, adică, wow. Nu mă așteptam. De acolo vine gaz. Trebuie să fiu atent. Nu vreau să mă bat dacă nu-i neapărat de nevoie. Somebody just died. Apparently they choked on toxic fumes. Să vedem mai departe. O seminte. Cine știe când o să fie utile? Your enemy just died. That was a gas death. Straight up. Ce? Nu am dat eu niciun kill. Mă speriasem că poate am dat eu vreun kill din nou cu gazul, dar nu. Nu am fost eu responsabil pentru treaba asta. Se păruse că am văzut pe cineva. Nu am văzut pe nimeni încă. Oh, da, ia fiți atenți aici. Tu și știi cineva? Ok, mă deplasez. Da, cine tușește? Jur că nu știu. Aha. Oho. You are a killer. Killer. E bine. Hai că sunt atent aici. Și încerc să mai iau de aici ceva interesant. Să vedem. O, da. Bun. Ia să rămân eu aici. Ăștia să bat de nebuni. Și eu rămân aici cam. Câți mai sunt în viață? A, doar ăștia. Wow, somebody's dead. Reaper bow kill. Ia, hai să vedem. Aha, sigur. Spunem? Oh.
Ține-o pe aici. Hai încă puțin. Ah, fuck. Locul 2 e destul de bine. Nu e rău deloc. Și zic că am făcut o treabă bunicică. Acestea fiind spuse, noi să ne oprim aici cu acest episod. Sper că v-a plăcut, sper că vi s-a părut interesant și ne vom revedea cât de curând cu un episod din seria noastră cu The Culling. O zi excelentă vă doresc, la revedere! A, da, și ăsta este scoreboardul în caz în care vă interesează.